dragii mei, simpaticii mei, ați crescut mult în ochii mei și o să creșteți, sunt sigură, și în ochii celor de acasă. Pentru că am făcut deja 2500 de kilometri. Wow! 2500 de kilometri. Bravo! Ați cunoscut deja culturile a două țări, Vietnam și Laos. Ați dormit în casele unor oameni simpli, despre care nu știați nimic și nici ei despre voi. Ați râs cu ei, ați împărțit cu ei mâncarea puțină pe care o aveau. Nici nu știați că există oameni ca ei, oameni care trăiesc așa, dar care împart. Ați descoperit peisaje pe care probabil nu le-ați mai văzut în viața voastră, nici măcar în vedere. S-ar putea ca astă seară însă să ne despărțim de o pereche. Eu îmi doresc să nu se întâmple asta. Sinceră să fiu, nu vă credeam în stare. Nici noi. Eu nu știu dacă aș fi fost în stare. Tot ce ați făcut voi în aceste câteva săptămâni este foarte greu. Dacă ne uităm numai la Miss Vientian. E terminată, după o zi. A fost cât experiența vieții. Cât s-a schimbat vieției. În 24 de ore. Experiența vieții ei, o zi. Bravo! Thank you! Thank you. Good job. Thank you! Thank you very much! Pe primul loc astăzi au ajuns Laura și Ionuț. Bravo! Și numai după două minute, mamă, Livi și Andrei. Bravo! Bravo! A treia echipă, Dorian și Luminița. Bravo! Bine, mamișor! Și acum voi spune prima echipă care poate fi nominalizată astăzi. Noi, în urmă, clar. Ultimele două echipe ajunse riscă să fie eliminate. Totul e ca dragonul să nu fie roșu. Și acum voi spune prima echipă care poate fi nominalizată astăzi. Noi, în urmă, clar. Era Luca și Ana. Ce? Luca și Ana. Problema principală pentru care noi am ajuns astăzi pe locul ăsta, cred că a fost faptul că mașinile au ezitat să ne ia pentru faptul că eram prea mulți. Se salvează însă, fiind pe locul 4, Vica și Daniela. Bravo! Bravo, bravo! Dacă prima săptămână ne eram drăguți unii cu ceilalți și nu se simțea spiritul concursului, ne vrem să ne ajutăm, poate să ne dăm niște sfaturi, acum a început să se schimbe. Eu nu vreau să mă gândesc ce o să se întâmple următoarea săptămână. Asta înseamnă... Știam asta. Știam de la bun început. Dacă pot fi nimeni, și ei nominalizați în această seară. Mi-am dat hanorac, mi-am dat tricou să ne aducă rapid. Era noapte, știam că poate să-i mulțumim. Bă, dar tot am dat. Deci iar a venit acel moment greu, care îi place mult Lorei și lui Ionuț, să începem să ne rugăm să fie verde. O să-l rog pe Andrei să ne aducă cutia neagră. Dacă ți-aduce el cutia, mi-e frică de dragonul ăla, uite la culoarea lui. S-a mișcat toată ziua, n-a stat. Trebuie să fie verde. Am să vă rog să veniți lângă mine, Ionuț și Laura. Ce ați decis? Eu cred, în primul rând, că o să fie un dragon verde.
Și fiindcă competiție și știu că nimeni nu se va supăra, echipa pe care noi o propunem la eliminare este formată din Cătălin și fratele lui. Nicio problemă. Bro. Nicio problemă, bro, înțeleg. Știam, știu. Competiție. Înțelegem concursul. Am făcut o alegere pentru a proteja echipa care mie mi-este foarte dragă, pentru a-mi proteja prietenele. Greu, nu-i ușor. Și o presiune psihică de nu știu ce cu tine. Una e să stăm de vorbă între noi, și alta când ne întâlnim, și una e să fim pus în situația să elimini sau să alegi să elimini pe cineva. Ia ceva, adică... Ia cu totul așa, ieși, ieși din caracter. Iubire, mă vine mâncuții. Îmi pare foarte rău. Claudiu și Cătălin. Asta este, nu-i nimic. Mi-ați devenit foarte dragi. Ceau. Nu că nu mi-ați fi fost. Dar... Nu mi-a luat nimeni, frate. Ce pe Claudiu nu-l cunoșteam atât de bine. Îmi pare rău că am ajuns, s-a întâmplat să ajungem pe locurile astea. Mă simt prost față de ei, sincer, în momentul ăsta. Ne simțim prost. Dar a fost și o zi foarte grea. S-a încheiat tot greu. Ne bucurăm că mergem mai departe. Sperăm să nu dezamăgim și să ne revenim la forma inițială, locurile noastre 2-3. Sunteți băieți foarte fain. Ceau, aveți grijă de voi. Papa. Ba, plăcere. Sunt sigur că moroșenii au înțeles. Fiindcă sunt doi băieți cu onoare și cu siguranță ne vom revedea în București și vom rămâne prieteni. Sunt sigur de asta. Cu preț foarte jmeci. Ea doar când propunem pe cineva și dragonul este roșu. Vom fi, probabil, la un moment dat, în scurt timp, un fel de bau-bau. Ne vedem la București. Pa, frate, nu știu acolo. Ce scuze, ai? Despărțirea de colegi a fost dureroasă. Bica a plâns, adică fetele au plâns, Braluca și cu Ana. Asta este, ce se face? La urmă, asta a fost să fie. Știu că voi serviți cel mai bine. Mare rău. Bă, ne vedem la București, da? Acest show a avut de toate și chiar a fost o experiență mega, mega faină. Am văzut două țări frumoase, Vietnam și Laos. Bravo, băieți! Bravo, băieți! Succes! Pa. Succes în continuare la toți! Bine! Pa, a fost o experiență extraordinară, frumoasă, oricum. Da. M-a dus în toate stările posibile și imposibile în două săptămâni și ceva. De la supărare, bucurie, agonie, nervi, stres. Normal că am un sentiment de tristețe. Ar fi culmea să nu fiu trist. Ar fi culmea să ne bucurăm. Suntem triști, îți dai seama că suntem triști. Dragii mei, Asia Express continuă. Vă urez succes în continuare și noapte bună. Mulțumim. Catherine and Claudio. No money, please. We don't have money. Oana, Roxana, Mario. Eliminate. Cuplu. Cuplu eliminat. Rucsacul ne rămâne măcar nou, ăsta. Așa știu, când ne rămâne rucsacul. Dacă ne rămâne rucsacul nou, e perfect, brother. Mai avem și noi amintiri frumoase. Da, băgăm și noi la baggage. Știi, Cătălin, pac, 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 știi? Măcar atâta să avem și noi.